Bun găsit, stimați spectatori, Suntem din nou la ordinea de zi, după o întrerupere de câteva săptămâni a emisiunilor în direct. V-ați putut, putut, întâlni doar cu înregistrările, înregistrările, noastre și începem în forță, dar începem cu o chestie care, exact cum am anticipat, se întâmplă. Și anume, în în ultima emisiune live, vă spuneam de faptul că o să tot vorbim de codul fiscal, că e departe de a se lămuri situația, chiar dacă atunci se anunța celebra uh, ședință extraordinară, sesiune extraordinară a Parlamentului. După cum ați văzut ieri, s-a întâmplat nimic, în sensul că uh, au venit parlamentarii până acolo, uh, Liviu Dragnea, nou șef al PSD-ului, și-a arătat puțin mușchi și s-a terminat. Uh, S-a terminat și uh, sețiunea extraordinară cu coadă de pește. Adică n-a mai fost nimic extraordinar, n-a mai fost nimic rapid. Vom discuta de codul fiscal săptămânile următoare sau poate, mai știi, s-ar putea să nu mai vedem codul fiscal în noua formulă prea curând, pentru că la politicienii care avem în România orice este posibil. Pe de altă parte, uh, apropo de această această bătălie care se desfășoară pe guvernul meu sau pe să vină partidul meu la guvernare, știți cum anunțat președintele la un moment dat, acum lucrurile se complică și mai, se complică și mai mult datorită faptului că în, nu mai există o, în coaliția guvernamentală nu mai există o uniune de păreri. Uh, șeful nou este clar, este Liviu Dragnea, care nu se înțelege cu premierul, este mai mult decât în momentul când îl laudă fratele meu și toate chestiile astea, e clar că i-ar da una, măcar atâta lucru, deci tre ar trebui să ne orientăm așa să citim printre rânduri, dar de fapt unele site-uri, chiar unele publicații vorbesc despre aceste neînțelegeri, nu mai sunt o noutate, nu sunt un secret. Pe de altă parte, uh, da, cred că avem prieteni care, și eu mi-am lăsat telefonul deschis, dar cred că avem prieteni care insistă deja să intre în direct. E numărul de SMS dacă vor, în niciun caz nu, pot, nu putem să preluăm telefoane în direct. Trecând peste, trecând peste asta, să vorbim despre... Subiectele la modă, astăzi, și să știți că semnele nu sunt foarte bune. Chiar dacă România a avut un parcurs foarte bun, o guvernare foarte bună în ultimii ani, creștere economică, să știți că lucrurile se strică rău de tot la nivel internațional. Chinezii s-au prăbușit efectiv din punct, vedere, din punct de vedere economic, bursele din China cad pe capete, s-au pierdut averi în ultimile zile ca urmare a cotății bursiere. De ce vă spun asta? Vă auzeam astăzi pe radio despre cât au pierdut mari oameni de afaceri. Buffett a pierdut undeva la 3 miliarde de, de dolari doar într-o singură zi. Uh, nu mai vorbim de Bill Gates și alții care au pierdut iar așa sume enorme din cotațiile bursiere. Deocamdată Europa pare să fi scăpat de problemă după ce au căzut uh, ieri. Astăzi lucrurile s-au îndreptat, uh, am terminat chiar pe o creștere, dar semnele nu sunt dintre cele mai bune. Și o să vă explic și de ce. Nu trebuie să ne bucurăm că, vezi, doamne, doar acolo la Chine se întâmplă. Pentru că chinezii au cumpărat foarte mult, au au acțiuni, au firme, au în orice caz, capital foarte mult investit și în Uniunea Europeană, în țările Europei Apusene, dar atenție, mai ales în Statele Unite. Iar dacă se gripează uh, capitalul chinezesc, cu siguranță vor suferi și americanii și ghiciți unde vor fi problemele. Cu siguranță, problemele vor fi peste tot în lume Inclusiv în, inclusiv în România. Bine, sunt și alte, alte știri importante ale zilei, ale zilei, dar pot fi și ale săptămânii și cu siguranță vor fi de mai lungă durată. Departamentul pentru lupta antifraudă, DLAFU, face verificări preliminare pentru a vedea dacă există indicii de fraudă la licitația STS de la extinderea sistemului 112. Acum să vă spun ce e în spatele întregii chestii. Pe fondurile IT sunt ceva probleme, ni s-au și blocat niște bani la fondurile Pozdru și asta și problema e că, printre cei care cu siguranță au făcut ceva, dar nu știm ce exact, vom, vom vedea să stabilească procurorii ce au făcut, dacă a făcut, sunt sunt firmele lui Ghiță. E, Ghița a câștigat acum o licitație, o firmă de-a lui. Se presupune că e a lui, că nu prea se prea poate demonstra, procurorii n-au demonstrat acest lucru. Și acum o luăm anchetă că vezi, doamne, dacă a câștigat licitația, înseamnă că a venit cu prețul cel mai mic. Și de ce să vină cu prețul cel mai mic el și să nu vină altul? Sau ceva de, de acest gen. Nu știm niciodată cum se termină lucrurile, așa că a te pronunța de o parte sau de alta... E cam greu de făcut în acest, să te riști asemenea lucru. A, este totuși ceva important și anume faptul că cine europeană deja au stabilit o legislație care va fi aplicată și în România, unde la o licitație nu va mai conta foarte mult prețul cel mai mic. Pentru că, iată, câștig o firmă prețul cel mai mic și stăm cu drumurile făcute vraiște, că ăla n-are -are cum să lucreze, stăm cu orice faci o licitație, te trezești că nu poate termina și trebuie alte fonduri și nu știu ce. E, acum va conta calitatea, nu va mai conta neapărat prețul cel mai mic. Să te ții aici interpretări și abuzuri în România și anchete și dar ne-am obișnuit așa că n-ar trebui, să ne, -ar trebui să ne mire. Acum vreau să vă spun apropo de, de, problemele, să zicem așa, internaționale dar și naționale și o să mă întorc după aceea pe plan național. În, deci pe lângă piza economică, care se prefigurează o nouă criză economică, de fapt se vede căderea burselor este primul semn, așa a început și în 2008. Cu siguranță, vă spuneam, bine ar fi să nu se întâmple, dar tare mi-e frică că se va întâmpla și de data aceasta. Cum spuneam, pe lângă, pe lângă această criză mai este una, una foarte gravă, cea a refugiaților. Mii de refugiați au invadat Europa. Uh, ungurii chiar spun prin vocea unui oficial politic că, uh, uh, se atârnă, deci faptul că toți acești refugiați presează pe Europa, Europa s-ar putea să scufunde la un moment dat. Uh, mii de refugiați ajung în țările mai dezvoltate. E adevărat că pe noi nu ne privesc și e logic, așa nu ne privesc ca o țară dezvoltată, nu prea vin la noi, ăsta ne-e norocul. Se duc mult în uh, țările occidentale, chiar și în Grecia, în uh, Ungaria, acolo sunt problemele cele mai mari. Priza refugiaților, însă, a atins deja cote foarte mari și Europa are două probleme. În primul rând, că doar în Uniunea Europeană se face tapaj atât de mare pe drepturile omului și toate celelalte, și dacă le respectăm drepturile refugiaților, cum ar fi logic, ar trebui investiți niște bani. Acum e discutat, investim foarte mult să-i găzduim pe ăștia care vin încoace, sau încercăm să le îmbunătățim viața acolo de unde vin, sau să lămurim lucrurile dacă vin din zone de război, să calmăm lucrurile ca să nu mai vină peste, peste noi de discutat acest lucru și cu siguranță subiectul nu-l putem lămuri nici în această seară și nu l-au lămurit ei politicienii de la Bruxelles, așa că nu o să avem pretenția că îl lămurim noi, noi, aici. Acum vreau să vă spun apropo de ce se întâmplă la nivel internațional. Este un lucru care mi-a atras atenția în această, în această vară și de fapt arată de mai mult, de mai mult timp lucrurile nu se lămuresc deloc în zona, în zona Rusiei. Și de ce vă spun acest lucru? Am avut zilele trecute o demonstrație de forță a președintelui Putin care a mers în Crimea. Bine, inspirat, aș spune, unii au spus că orice criminal cu ghilimele de rigoare se întoarce la locul crimei. Nu știu acum cum privesc unii lucrurile ar trebui să privim și din perspectivă istorică. Și anume, dacă unii dețin și se întâmplă în Europa, se întâmplă în lume, dețin teritoriile care n-au drepturi asupra lor, rușii practic au o întreagă istorie în care teritoriul a fost, Crimea a fost a lor. Așa că din privința asta nu prea putem, putem să discutăm foarte, foarte mult. Ce ar fi însă de discutat, pentru că tot a fost 23 august în weekend, 23 august 1944 are două și 23 august 1939. Sunt două date fatidice în istoria românilor și se leagă foarte mult de ce se întâmplă acum. De ce? La 23 august 1939 cei doi miniștri de externe, Ribbentrop din partea Germaniei, Molotov din partea Rusiei, au semnat un tratat de colaborare care a și permis în debutul celui de-al doilea război mondial. Pactul secret însă, care s-a aflat mai târziu, spunea, și așa s-a întâmplat, ca Letonia, Lituania, Estonia, Basarabia, Bucovina, Ținutul Hărței, să meargă, să meargă spre, să meargă spre Rusia. Lucrurile s-au îndreptat din privința acestui tratat. Cele trei țări baltice au reușit să-și capete independența. Situația românilor rămâne însă destul de dificilă. Pe de o parte, Republica Moldova, care chiar dacă aparent condu niște partide democratice la Chișinău, nu scapă de influența rusă. De ce să mai vorbim de Bucovina sau partea Bucovinei și de Ținutul Herței, care sunt sunt în zona Ucraine zona de conflict. Poate aici e singurul loc în care sunt de părerea, bine, în contextul politic trebuie gândit, dar cred că singura șansă a Republicii Moldova de a intra în Uniunea Europeană este, așa cum spune și Traian Băsescu, fostul președinte al României, să se unească cu România. Cred că ar trebui forțată o asemenea, un asemenea act politic, dar, atenție, cu o clasă politică care să conteze și la Bruxelles și peste tot. Din păcate, la acest moment, avem și ne întoarcem la vechea problemă, citiți și dumneavoastră pe site ul se discută, se dezbată, se dezbate la toate televiziunile. Avem un președinte permanent în concediu sau în orice caz foarte absent în viața publică, un premier care încearcă să-l copieze și mai nou, cum spuneam mai devreme, se pare că nu prea mai are nici puterea din punct de vedere, de, de vedere politic. De fapt se și așteaptă în perioada imediat următoare mari schimbări la nivel guvernamental, putem să avem un guvern de tehnocrați pentru că din câte se vede nici liberalii nu sunt prea pregătiți să ne dea la acest moment un guvern liberal. Dar ce aș vrea să spun apropo de aceste lucruri, ca să facem ceva la nivel internațional, ceea ce am ratat în anii 90, rămân la părerea că președintele Iliescu, premierul Roman, Stolojan, Văcărui, perioada aceea, dacă s-ar fi forțat lucrurile, eu zic că am fi reușit mai multe, inclusiv această, această unificare, deși la Chișinău atunci nu era nicio șansă pentru, deci erau pro-comuniști, nicio șansă ca să, să se rupă de trecutul lor. De fapt, o genera două generații erau sub uh, uh, crescute de Rusia mamă, greu să convingi oamenii aceia că era mai bine cu România. De fapt, greu să-i convingi și acum că e mai bine în România, când vezi că nici la noi lucrurile nu stau foarte, foarte bine. Ne întoarcem în țară, pentru că suntem într-o efectiv într-o mare problemă din punct de vedere economic, social și un paradox aș putea să spun pentru că la noi când lucrurile merg bine avem toată grija să le dărâmăm. Deocamdată avem o creștere economică susținută și se sapă să, să încercăm să ne rupem gâtul avem o deci, un, o situație de echilibru pe care încerc, încercăm să-l lucrăm, și eu cred că vom intra într-o perioadă de instabilitate politică accentuată în perioada următoare. Pe de altă parte, ca să fie toate lucrurile la rând, vom avea convulsii sociale, se anunță grevă, începem cu cei de la Romața, pentru că, acum să vă spun, au cât un salariu? Au un salariu de 7000 de euro, nu? Deci, destul de mare, aș spune. E adevărat că dacă îi compari cu cei din vest cu aceeași și la răspunderea de, poate sunt mici. Dat fiindcă sunt 300 de salariași, și nu toți operează trafic, cred că ar trebui să se rezolve cumva această situație, să nu vrem să blocăm traficul aerian, mai ales, deci cu un 1 septembrie, mai ales că încă nu s-a terminat nici sezonul turistic și unii pleacă, unii vin din românii noștri, că asta e. Nu le oferi nimic în țară, automat trebuie să trăiască și ei cumva și merg la muncă în străinătate. Deci, din acest punct de vedere, cred că ar trebui ca guvernul să evite blocarea din 1 septembrie. Pe de altă parte, situația cea mai ciudată este în sistemul bugetar. De ce spun asta? Guvernul trebuie să gestioneze această situație rarisimă în care medicii pleacă pe capete în, în Occident. Am, avem deja locuri, peste 10.000 de medici am avea nevoie în sistem și nu-i avem, iar ai noștri chiar când termină o facultate, primul lor gând e cum să plece afară. S-a hotărât și eu cred că e o decizie politică înțeleaptă, aceea de a forța, a le dubla salariile într-o perioadă scurtă, un an, doi, tocmai pentru a încerca să-i ții în țară. Eu nu cred că reușim să-i țin, care vor să plece, vor pleca în continuare, nu cred că asta, dar poate le-i un motiv. Apoi, a doua problemă, și asta e cea mai importantă, este următoarea. Medicii unii pleacă și din alt caz, că toți că, cei care sunt căutați și cu plicul și cu toate celelalte sunt și cei buni. Ori ăștia văzându-se vânați în ultima, în ultima perioadă de organele statului, ăștia vor să plece primii și ei sunt cei mai supărați. Ideea că să legalizăm șpaga nu știu cât e de, de viabil, o, ba o și impozităm cu 16%. Decât să o legalizăm, mai bine nu le mai dăm 25%, le dăm 30%. Cred că asta ar fi cea mai bună variantă, dar în fine. Bine, a eradica și paga din sistemul sanitar, e ca și cum mai scoate corupția din România. Greu de crezut că se va putea face în, în câțiva ani. Ce se face de 25 de ani, nu cred eu că se poate eradica foarte, foarte rapid. Bine, de asemenea ar trebui însă și altă, cred că singura chestie de reducere a șpăgii în sistemul sanitar este privatizarea sistemului. Deci nu lăsăm decât spitalele de urgență care să fie pe banii, pe contribuția noastră și să fie nevoie iar celelalte să fie toate în domeniul privat. Ești bun, te caută omul, a, plătești un ban, dar nu-ți mai dă șpagă. Și atunci cred că ar intra marile firme care ar avea spitale, ar avea toate celelalte pe lua, și ar fi totul ok. Așa că nici la stat, nici condiții, nici medici, nici așadar dar cu bani din ce în ce mai mult. Iar în momentul când ai nevoie de un doctor, îi dai și îi dai pe orice, dai orice numai ca să te facă bine și ba din contră, e o problemă că dacă vezi că nu ți sau dacă nu dai, zici tu că s-ar putea să nu te trateze cum, cum trebuie. Și posibil să fie așa, n-ai de une, -ai de une să știi, adică omul este, cum să spun eu așa, Toma necredinciosul, adică vrea să fie, vrea să fie sigur. Acum, pentru că am trecut la situația asta din domeniul sindical, bineînțeles, în momentul când s-a văzut o situație de genul ăsta, au sărit și profesorii, pe ideea că lul se promisese o creștere de 30% sau 34% pe un interval de 3 ani, acum s-au trezit că sistemul sanitar ia 100% în doar 2. Și cer și ei niște compensații. Bineînțeles că a venit polițiști și tot așa tot, tot sistemul. Dacă mărim salariile, mai... Uh, Facem și, deci codul fiscal vine cu niște scăderi de taxe, gen reducerea TVA-ului, nu o să avem bani. Cel puțin, așa ne spun unii. N-aș putea să-i cred prea mult pentru că e logică, dacă îți mai puține venituri și ai mai multe cheltuieli, să nu fie bani. Pe de altă parte, pe de altă parte, este și situația de foarte, foarte ciudată că toată lumea a fost de acord și cu una și cu alta, iar acum, dintr-o dată, te-ai fi așteptat, bă, opoziția n-a fost de acord. Te-ai fi așteptat ca lucrurile să fie în regulă din acest, din acest punct de, de vedere. E, surpriză! Cel care a dat cu piciorul la tot și nu mai vrea să vedem și legea salarizării, să, codul fiscal să-l mai amânăm, este chiar liderul PSD, adică PSD-ul dă semnale totale, adică semnalizează stânga și o ia dreapta. Ce să mai înțelegem din asta? E că perspective de a o duce mai bine nu prea vom avea în perioada următoare. De asemenea însă vine un an electoral. Nu cred că își permite o clasă politică, că știți că mai avem, suntem într-o altă situație absolut ciudată, am văzut-o și am și vrut să vă spun, dar uh, n-am avut ocazia până acum. Ia gândiți-vă, ce se întâmpla de obicei când se schimba înainte de schimbarea puterii? aveam puterea care încerca să fie echilibrată, să, să spună că nu se poate mai mult, că macroeconomică, nu știu ce, de gen discursul lui Boc și lui Mereu, discursul lui Tă chiar Tăricianu în 2008, discursul lui Năstase în 2004 și toate celelalte. E, la noi acum se întâmplă altceva și anume puterea acum premier Victor Ponta spune Domne, am avea ceva bani, avem creștere economică, putem să mai mărim niște salarii, putem să facem niște reduceri de taxe. Te-ai să să zică bogă, opoziția, da, da, bravo, să facem, să creștem. Nu. Opoziția zice, nu, că ducem estea macroeconomice, că nu știu ce. Deci același discurs care l-au avut cei care sunt acum în opoziție, care erau la putere. Ce să mai înțeleagă românul? Că de regulă schimb puterea, îl votez pe la că îmi promite. Mă minte, da? Îmi promite mai mult. Acum ce să înțeleagă românul? Adică, bă, dacă tu îmi spui că nu-i în regulă și că nu-mi dai, de ce să te votezi pe tine? Merg cu ăsta care zice, să zicem. Cred că în cheia asta ar trebui să citim evenimentele din ultimile zile. Dar, bun, bun. Și aici, care este explicația, care este cheia evenimentelor? Să știți că nu, nu știu dacă o mai înțelege cineva cu adevărat, nici măcar din membrii de vază ai celorlalte partide. E clar, ne-a plecat Hrebenciuc, care are probleme cu legea. Ne pleacă Sârbu, în perioada următoare, Socru, premierului. Cred că va pleca și premierul destul de curând, pentru că, iată, nu mai are sprijinul coaliției sau, în orice caz, unui părți din coaliție. Iar în politica românească va fi Spitalul de nebuni în această toamnă și în. Primăvara viitoare, că este an electoral, nu că am avea ceva cu cineva. Nu, pur și simplu vom avea multe semne contradictorii, va fi o luptă pe viață și pe moarte pentru viitorul guvern. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire în marți la aceeași oră. La revedere!